Familia lui Leo de la Strehaia trece prin momente de coșmar. Sora faceristului a mărturisit că starea de sănătate a lui Leo de la Strehaia s-a înrăutățit, însă toți membrii familiei se roagă pentru el în aceste momente. Familia a împânzit poarta spitalului acolo unde așteaptă vești în fiecare minut de la medici. Într-adevăr, Leo de la Strehaia se confruntă cu probleme grave de sănătate. Ar mai fi avut trei luni de detenție, însă, înainte de Crăciun, a ajuns în stare foarte gravă la spital, iar de atunci a rămas internat. Familia lui Leo de la Strehaia se roagă fără oprire pentru afacerist în aceste momente. Sora afaceristului a declarat în exclusivitate pentru spynews.ro faptul că Leo de la Strehaia este în continuare internat într-un spital din capitală. Pe de altă parte, controversatul afacerist nu are voie să facă efort și este la regim respectând toate indicațiile pe care medicii de specialitate i l au oferit, prințul țiganilor a suferit un accident vascular în închisoare. A fost transportat pe atunci de urgență la spital, acolo unde se află și în aceste momente. Din nefericire, starea lui de sănătate nu s-a îmbunătățit, motiv pentru care familia stă cu sufletul la gură în fiecare clipă. Sora afaceristului a mai explicat faptul că fratele ei nu se poate ridica deloc din pat, care are probleme și la inimă, însă în continuare speră faptul că Dumnezeu îl va ajuta pe fratele ei să treacă de aceste momente extrem de dificile, relatează spynews.ro.